Bună ziua, bine v-am găsit la interviurile Hot News. Astăzi îl avem invitat pe Vlad Prejvara, absolvent al Facultății de Filozofie și Științe Social-Politice, la specializare Relații Internaționale și Studii Europene. În următoarele minute vom discuta despre cum arată viitorul Europei prin ochii tinerilor. Spune-mi, te rog, câteva cuvinte despre tine și despre parcursul tău de până acum. Am născut la Bacău, unde am studiat atât clasele 1-8 cât și liceul. Parcursul meu aș putea spune că a început undeva în clasa 8-a, când am decis să merg pe un profil uman la liceu, respectiv științe sociale intensive engleză. În timpul liceului mi-am dat seama că pot mai mult, de aceea m-am apucat de studiul limbii chineze, care mi-a dezvoltat mult orizontul. Am obținut examenele B1 și B2 de limba chineză și am obținut și locul 2 pe țară la o competiție internațională tot de limba chineză. Tot în cadrul liceului am descoperit, să spun așa, că sunt pasionat de relațiile internaționale și am vrut să aflu mai mult despre construcția despre care toată lumea vorbește, Uniunea Europeană. Și astfel am urmat specializarea de relații internaționale și studii europene de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, unde am absolvit anul acesta ca șef de promoție. Știu că în facultate ai fost activ în cadrul unui proiect în care studenții colectau știri importante despre Uniunea Europeană și le prezentau sub forma unui podcast la un radio local. Spune-mi, te rog, de ce ai ales să te implici în acest proiect și ce ai învățat din această experiență? Dacă îmi permiteți să fac o scurtă introducere, în anul 3 de facultate, chiar la început, în octombrie, două doamne profesoare din cadrul Departamentului de Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene au venit cu propunerea unui proiect prin intermediul căruia studenții să se poată apropia de Uniunea Europeană, pe de o parte, iar pe de altă parte să pună în practică cunoștințele acumulate de-a lungul anilor la cursuri și seminarii. Mărturisesc că am aplicat cu multe emoții, deoarece erau locuri limitate și chiar îmi doream să fiu acceptat. Era ocazia perfectă de a învăța ceva despre Uniunea Europeană concret, prin practică, și de a putea face ceva pentru comunitate. Ten for EU se datorează celor două doamne profesoare, dar și partenerilor locali, Viva FM și ONG-ul Europe Direct. După câteva săptămâni în care fiecare student a prezentat câte un episod al podcastului, am făcut o pauză întrucât urma sesiunea. În această pauză, împreună cu o colegă, am decis să extindem proiectul, făcându-l mai public. Din fericire pentru noi, am fost auziți de biroul Parlamentului European, care s-a oferit să ne ajute, să ne sprijine, dar din sezonul al doilea. Tot din sezonul al doilea am avut membri noi, iar împreună cu această colegă am fost aleși coordonatori. Sunt o persoană ambițioasă și vreau să contribui la dezvoltarea României și a Uniunii Europene. În cadrul proiectului am învățat cum să redactez știri, cum să le adun pe cele mai importante, să lucrez sub presiune, am învățat ce înseamnă succesul și ce înseamnă provocările, am învățat să mă bucur alături de echipă și, nu în ultimul rând, am învățat cât de important este fiecare membru într-un astfel de proiect, mai ales când sarcinile sunt împărțite. Îmi spuneai înainte de interviu că te simți foarte apropiat de instituțiile Uniunii Europene.
Cum a început interesul tău pentru problematica europeană și de ce ți se pare important să fii activ în acest domeniu? Ce înseamnă pentru tine să fii cetățean european? Așa cum am spus și mai devreme, interesul meu pentru Uniunea Europeană a început din cadrul liceului, dar s-a concretizat în timpul facultății. Se potrivește foarte bine proverbul pofta vine mâncând. Ca să fac o paranteză cu științele, mai exact științele exacte, pentru că și științele politice sunt științe, pentru a înțelege lumea, oamenii au fost nevoiți să observe și apoi să-și pună întrebarea firească de ce. Observăm cum România este mai aproape de Occident ca niciodată. Putem călători fără vize și putem munci oriunde în Uniunea Europeană. Mai mult decât atât, se pune problema de cetățenie europeană, nu de cetățenie română. Din aceste considerente a apărut și dorința mea de cunoaștere. În momentul în care începi puțin câte puțin să cunoști, vei dori să afli mai mult. Iar în momentul în care cunoașterea devine o pasiune, vei dori și să te implici. Vei dori să îi faci și pe ceilalți să înțeleagă, mai ales într-un domeniu care ne influențează viața tuturor, fiecărui cetățean. Consider că fiecare domeniu este important în felul său, dar nu toate domeniile influențează în mod egal pe toți cetățenii în același timp, e o condiție necesară. Prin urmare, consider că studiul Uniunii Europene este mai important decât studiul altor domenii. În ceea ce privește modul de implicare, consider că una din cele mai importante metode de implicare este mersul la vot. Alegerile europarlamentare sunt extrem de importante, ca de altfel toate celelalte alegeri, însă nu trebuie să uităm faptul că Parlamentul European este singura instituție a Uniunii Europene aleasă de către cetățeni în mod direct. Dar mai mult decât mersul la vot, aș spune că este de datoria noastră să observăm, să vedem ce este bine făcut și ce nu este bine făcut. Dacă un lucru nu este bine făcut, să luăm atitudine și să atragem atenția. Să vedem care sunt prerogativele României și care sunt prerogativele Uniunii Europene. Ce domenii intră sub activitatea statului și ce domenii intră sub activitatea Uniunii Europene. Astfel încât, în momentul în care apare o chestiune, să știm pe cine lăudăm și, evident, dacă este cazul, cui atragem atenția. Din aceste considerente, cred că este important să fim activi în problematica europeană. Tocmai pentru că ne vizează viața tuturor și ne influențează și pe termen scurt și pe termen lung. Acum că tot vorbeam de cetățenia europeană, pentru mine cetățean european înseamnă apartenența la valori și principii comune. Înseamnă să facem parte, înseamnă o incluziune alături de celelalte națiuni europene, o comunitate. Înseamnă de fapt un mod oficial prin care arătăm lumii, întregii lumi, că suntem împreună, că împărtășim o istorie comună, o limbă comună, aceeași religie, că suntem o civilizație, așa cum spunea Samuel Huntington în cartea sa Ciocnirea civilizațiilor. Evident, cetățenia europeană vine și cu drepturi și obligații. Am amintit mai devreme de
călătoritul în Uniunea Europeană și de faptul că ne simțim oriunde acasă în Uniunea Europeană. În ceea ce privește obligațiile, evident, vorbim de mersul la vot și de respectarea legilor Uniunii Europene. Aș vrea să vorbim un pic și despre conferința privind viitorul Europei, care reprezintă o ocazie unică pentru cetățenii europeni de a dezbate provocările și prioritățile Europei. În contextul acestei conferințe, Parlamentul European, Consiliul și Comisia Europeană s-au angajat să asculte cetățenii europeni și să dea curs recomandărilor formulate de aceștia. Pare într-adevăr o ocazie pentru tineri, în special pentru cei implicați, așa ca tine. Spune-mi, care ar trebui să fie prioritățile Europei din punctul tău de vedere? Ce recomandări ai tu? Nu trebuie să uităm faptul că Uniunea Europeană are la bază două principii fundamentale. Este vorba despre securitate și bunăstare. Prin urmare, existența Uniunii Europene este o garanție pentru noi că statele membre vor coopera și că va exista pace între ele. În momentul de față, Uniunea Europeană se confruntă cu o serie de crize, precum Brexit, pandemia de COVID-19, terorismul și criza imigranților, de ce nu? Însă, acestea nu trebuie să ne descurajeze, pentru că crize au mai fost și vor mai fi, iar Uniunea Europeană trebuie să le depășească și sunt sigur că o va face. Dar am adus în atenție aceste crize deoarece ele ne învață un lucru important, acela că putem să le soluționăm, să le rezolvăm mai bine atunci când cooperăm, când suntem împreună. Pericolele nu sunt atât de multe externe, cât sunt interne. Este foarte importantă crearea unui mediu de cooperare stabil. Cred că suntem cu toții de acord că este nevoie de implementarea unor mecanisme de control, de prevenire și de combatere a epidemiilor. De asemenea, cred că este nevoie de măsuri fiabile și rapide pentru combaterea emisiilor de carbon și, evident, pentru încetinirea procesului de încălzire globală. De asemenea, o digitalizare mai puternică a Uniunii Europene, mai ales în zonele mai sărace, poate fi o acțiune binevenită și poate chiar obligatorie, mai ales în contextul pandemic. Consider că este important să observăm, așa cum am spus și mai devreme, și poate că din aceste crize să facem pași importanți pentru Statele Unite ale Europei, așa cum afirma de altfel și Victor Hugo în cadrul Congresului de Pace de la Paris. În fond, e greu de explicat ce este Uniunea Europeană. Pe de o parte, vorbim de o structură supranațională, suprastatală, prin instituții precum Comisia Europeană. Pe de altă parte, vorbim de o structură interguvernamentală prin instituții asemeni Parlamentului European. Uniunea Europeană nu este nicio federație, cum nu este nicio confederație. E undeva la mijloc. Are statut juridic și totuși nu este un stat. Prin urmare, cred că este timpul pentru o Europă mai unită și mai sigură. Ce așteptări au tinerii de la instituțiile europene? Ce crezi că ar trebui schimbat pentru ca fiecare elev sau student să se simtă, așa cum spuneam mai devreme, cetățean european?
Cred că tinerii doresc din partea Uniunii Europene noi oportunități, noi șanse, o deschidere către noi orizonturi. De asemenea, tinerii vor siguranța unui viitor, a unui viitor prosper, caracterizat de cât mai puține amenințări. În momentul de față, nu cred că este nevoie de o schimbare neapărat, dar cu siguranță pot fi implementate mai multe proiecte precum Erasmus Plus, care este fără doar și poate un succes pentru tineri. Dar, de exemplu, cum ar suna o bibliotecă deschisă tuturor cetățenilor europeni, indiferent unde se află aceștia? Sau poate, de ce nu, o aplicație cu toate atracțiile turistice din Uniunea Europeană, din toate statele membre, cu competiții între utilizatori. Să zicem, pe o perioadă delimitată, câștigă cel care a vizitat cele mai multe atracții turistice din Uniunea Europeană. Iar premiul poate consta într-o bursă, de exemplu la universitate, sau un tichet de vacanță pentru o călătorie oriunde în Uniunea Europeană. Acest lucru ar încuraja transportul în cadrul comunității, comunicarea, educația, turismul, evident, și o cooperare mai bună între cetățeni. Până la urmă, competiția a adus de fiecare dată rezultate bune. Cum ar trebui să comunice instituțiile europene cu tinerii ca să ajungă la ei, să vorbească pe limba lor? Care sunt principalele teme de interes pentru tine și pentru colegii tăi? Care sunt subiectele? Ce ar trebui dezbătute mai îndeaproape și ce grijă au tinerii privind viitorul Europei? E o întrebare interesantă. Când eram în școala generală, era un joc la modă, se numea Conquistador, ulterior a devenit Triviador. Cred că toată lumea îl cunoaște. Generația digitală cred că ar îmbrățișa cu drag un joc asemănător, dar evident cu statele membre și cu Uniunea Europeană. Astfel ar învăța despre instituțiile Uniunii Europene, poate puțin din istoria sa, despre statele membre. Consider că instituțiile europene ar putea să comunice cu tinerii într-un mod amuzant și interactiv, de ce nu? Apoi, în cadrul liceelor, ar putea fi introduse o materie despre Uniunea Europeană în care să se vorbească pe înțelesul unui elev despre chestiunile generale privind Uniunea Europeană. Pentru că în momentul în care un tânăr cunoaște și știe câte ceva despre un anumit subiect, se va putea comunica mult mai ușor cu acesta, pentru că va înțelege despre ce este vorba. Adesea discutam cu colegii despre rolul Uniunii Europene în sistemul internațional, despre cât de importantă este Uniunea Europeană în comparație cu ceilalți actori și cât de important ar trebui să fie. Când vorbim de o structură supranațională precum Uniunea Europeană, subiectele importante sunt evident apărarea, sănătatea, mediul, digitalizarea, bunăstarea cetățenilor. Dar în ceea ce privește temerile și grijile tinerilor, sunt diverse. Cea mai frecventă este chiar dispariția Uniunii Europene. Apoi, a doua ar fi
ca Uniunea Europeană să implementeze politici mai puțin democratice sau liberale. Și nu în ultimul rând, o altă grijă ar fi creșterea discrepanții dintre zonele bogate și cele sărace ale Uniunii Europene. Acum, dacă îmi permiteți, vreau să dezvolt puțin aceste temeri. Pentru prima dată în istoria sa, Uniunea Europeană s-a confruntat cu un stat care să dorească părăsirea din comunitate. Temerile tinerilor sunt cu privire la alte state care ar putea urma aceste fapte, acest fapt uriaș. Bine, ne putem gândi la faptul că în nucleul Uniunii Europene stau șase state, doar șase state care au semnat tratatul de la Paris. Dar dispariția și plecarea oricărui stat este un semn rău și trebuie evitat cu orice măsură. În ceea ce privește acțiunile mai puțin democratice și mai puțin liberale, din cauza competitivității Uniunii Europene cu ceilalți actori pe scena internațională care pot fi non-democratici sau mai puțin democratici, Uniunea Europeană poate aluneca pe un drum abrupt, implementând acțiuni și politici mai puțin democratice. Bine, scopul ar fi evident menținerea competitivității, dar dacă se va ajunge la un punct în care competitivitatea și democrația nu vor mai putea coexista, cred că va fi nevoie de o introspecție asupra ce este mai important: valorile democratice sau competitivitatea. Și nu în ultimul rând, dezvoltarea tehnologiei, mai ales în timpul pandemiei de COVID-19, poate acutiza discrepanțele între zonele bogate și cele sărace ale Uniunii Europene, lucru care evident nu este de dorit. De altfel, niciuna din aceste griji nu trebuie să prindă contur. Uniunea Europeană este unul din cei mai importanți actori pe scena internațională și așa va rămâne. Dar în același timp, trebuie să aibă grijă să nu se îndepărteze de valorile democratice și să creeze un echilibru între politicile externe și politicile interne. Ce crezi că poți face tu pentru a-ți convinge mai mulți colegi să se implice, să propună și să dezbată provocările și prioritățile Europei? Am încercat să convingem tinerii de a se implica, pentru a se implica în problematica europeană, prin intermediul Ten for You, despre care am vorbit mai devreme. Uneori echipa noastră a avut succes, alteori mai puțin. Dar cum fiecare tânăr este important și fiecare idee este valoroasă, un singur tânăr, dacă echipa noastră a reușit să îl apropie de Uniunea Europeană, pentru noi este un succes. Am observat un trend ascendent în ceea ce privește implicarea tinerilor în problematica europeană, având în vedere prezența masivă la alegerile europarlamentare din 2019. Cred că suntem pe drumul cel bun. Aș spune doar să nu le fie teamă, să nu aibă frică să se exprime. Nicio idee nu este greșită, iar în contextul potrivit, orice propunere poate să fie valoroasă.
Pe final, te-aș ruga să-mi spui mie, dar și cititorilor, cum percepi tu, ca tânăr, conferința privind viitorul Europei? Simți că faci parte din schimbare acum că îți poți spune părerea ca cetățean european? Libera exprimare a fost și este un drept fundamental al omului prevăzut în Carta ONU și o garanție a democrației. Conferința privind viitorul Europei nu este importantă doar pentru cetățenii europeni, cât și pentru liderii Uniunii Europene. Viitorul stă în mâinile noastre și numai noi împreună putem crea o Europa mai unită, mai puternică și mai verde. Prin urmare, simt nu doar că fac parte din schimbare, simt că mi-am adus aportul pentru o schimbare, lucru pentru care vă sunt recunoscător și vă mulțumesc.